vorbește și stresează-te cu toți. Implică-te pentru toți și dă-ți interesul mai tare pentru toți. Eu cu tine pe conexiunea asta n-am să mai vezi. Vorbește ăsta! Am ieșit afară, strigi, dacă vrei să vorbești. Păi dacă vorbești omul ăsta, nu lasă să vorbească-ți pe el. Aici nu strigi, dacă vrei să vorbești, vorbim cu aceeași tot. Dacă tu crezi de noi că am avut timp să stăm amândoi, doar noi doi, și să se întâmple anumite lucruri între noi, înseamnă că și voi ați avut timp pentru că și voi ați fost acolo. Înseamnă că tu ești prea p***, gândești așa. Îmi pare rău, ești prea p***. Auzi, dar tu cumperi haine pentru femei? Era o doamnă mai blonduță și mai înaltă. Putea să fie și mai scundă, eu nu mai amintesc. Ăsta n-a recunoscut nici cu... Era Maria. Nici cu camera, cu el în față. Credeți că recunoaște acum domnișoara? Nu cred, nu. Este un teatru ieftin pe care ea și el îl face, iar eu nu comentez teatrurile. Încearcă din nou să-și acopere gunoiul pe care ei îl au în relația lor. Asta face. Ce? Haideți, mă, dați-vă drumul la... Te gândea la mine, poate. Las. Doamne, producția, de unde știți că mă gândeam la el? Au camere cu raze. No! Nu vreau să vorbesc cu el. Hai în camera roșie. Nu vin. Te puneți pe ăștia, că ăștia se iubesc. Ce mă puneți pe mine? Am și voce, dacă e. Hai că ai. Pikachu! Of! Zice-vă cântece. Of, of, câtă fericire. A, uite, așa da. Băi, altceva. Așa da. Uite, vezi cum în 5 secunde te-ai spălat toate păcatele? Acum gata, iar suntem tovarăși. Acum ne înțelegem. Acum ne înțelegem, da? Păi uite, când vă văd așa, cum să nu ne înțelegem? 5 secunde. În gală mi-a băgat-o pe aia cu amar și foc la inimă. Urât aia, nu-mi place. N-am băgat nimic în gală. Dăm de astea așa de dulce. Băi, n-am băgat. Nu, a trebuit să cânt o melodie, dar n-am cântat-o. Tocmai din cauza asta. Vorbesc pe limbajul tău, fii și tu mai dulce, viața mea. Fii și tu mai dulce numai de la cap. Pe limbajul meu sau tu spui mereu treaba asta? Hă? Pe limbajul meu sau pe al tău? Băi, până una alta știam, am apreciat eu. Chiar dacă n-am avut noi legătură atât de strânsă pe aici în emisiune. Dar ce mai e de la Alexandra? Până una alta, cred că în exterior, cu excepția a două, trei faze aici în emisiune produse, am avut respect unul față de celălalt. Asta mi-a plăcut cu tine. Cu alte persoane cu care nu am vorbit și care n-am fost apropiați, între noi, crede-mă că am avut fight-uri și dueluri și nu ne-am înghițit pe aici. Lasă-mă să spun ceva. Orice s-ar întâmpla... Tu să rămâi cu mine. Orice s-ar întâmpla, eu por respect, ca să știi. Bă, Dorocel, nu se înseamnă că el acum vrea să mai vorbească cu tine, vrea să mai atâțe puțin, că el n-are cu cine să vorbească acum. Dorocele, de acum știi cum zic? Da. Nu, îmi face plăcere deci, să vorbesc Dorocele, cu el. Dorocel, în fiecare zi, da, ieri ți-am zis că doar ai cântat, de acum încolo zic, da mă, da, nu te mai stric, Dorocel. Da mă, da. Zic adevărul și tu zici, hai, lasă-mă. Nu, ți-am zis că n-ai avut dreptate, ai avut dreptate. Am avut dreptate, mereu bine. Dar dacă n-ai avut, ți-am dat. Nu mi-ai dat. Ai negat tot timpul și acum nici. Nu. Neg acum, pentru că atunci când ai avut dreptate, ți-am dat. De n-auzi, în fața mea, vă jurați și la spate vă pupați. Ce, mă? Ce, mă? Ce ai zis? În fața mea, vă jurați și la spate vă pupați. Gen la modul că... Dar de ce mă compari pe mine cu ei? Zi, Alexander. Iax.
Ce nu-ți convine? Iac? Iax. La ce am ai, băi, adormitule? La ce am văzut adineauri, adormit. Vezi că ai adormit tu în gală. Eu? Da. N-am adormit. Tu ai fugit de responsabilități, ce s-a întâmplat? N-am adormit. Dacă încep cu gala, a, nu mă joc cu tine. Păi zici și mie, de ce te-ai supărat? Haide, joacă-te cu Maria, Alexandru. Zi. Păi nu mă, te întreb, ce s-a întâmplat, Maria? Ce te-a deranjat așa mult? Ca să știu și eu. Pe mine nimic nu m-a deranjat. Ți se pare că sunt supărată? Nu, atunci, în gală, că așa eu nu știu, n-am viață, știi? Și vreau să aflu așa de viața altă. Dar pe tine te interesează doar tot ce ține de Maria și Marinescu. Da, exact, altceva? Exact. Ție nu-ți pasă dacă doar e vorba asta, de altceva. Asta. Și aș vrea și eu să știu așa, mintea mea de incult sau... Ia, dar nu ești curios de ce s-a supărat Alexandra și Codruț? Poftim? Nu mai, o să-mi întreb și pe ei pe viitor. Hai! Și revină. Hai! O să-și revină. Ei nu și-au revenit acum. Tu ți-ai revenit, ești vesel. În gală nu te-am întrebat că erai supărat. Păi și tocmai, bă, dacă vezi că și-a revenit și tot... Bă, dar ce-ați văzut voi între Alexandra și Codruț? Că n-am înțeles. Ce-ați văzut voi? Că sunteți supărați, gen. Să fie curios de ce. Hai zi, mai. Că sunteți supărați. De ce suntem supărați? Nu știu că ai avut reacții urâte la adresa ei. Ce, mă? Ce, mă? Eu am avut reacții urâte. Da, păi ea ți-a zis, ești și tu ești, tu ești. Dar de ce a zis? Așa i-a convenit. Și reacția urâtă, gen. Păi, da. Dar ea are voie să zică că nu, ești. La treaba aia a avut dreptate Codruț, că eram lângă el acolo, înțelegi? Da, da, da. Dacă intenții, auzi, dacă intențiile mele de a face bine și de a prevenit ceva. Dar noi am înțeles ce ai vrut să faci. Sunt interpretate în felul ăsta. Mi-ai zis mie brățar? Nu. De ce? Nu-ți dau nimic. O arunc în WC-ul. Și trag apa. Păi cu aia sau pas? N-am două. De ce vieță? Așa. Așa. Am eu chef. Hai, dă-mi și bani. Nu ți-a dat nimic. Termină. De ce nu mi-a zis? Să arunc în seara asta WC-ul. Ai făcut și tu atunci ce frumos și vrei să-l arunci? Nu, mi-a arunc în WC-ul, da. Ce e supărarea asta pe tine? De când ești așa supărat? Haide, vino să vorbim. Aia. Ce vrei să vorbești? Te rog frumos, vino să vorbesc, să-mi spui de ce ești supărată. Nu sunt. Ba vino cu Ana. Nu mă simt bine, nu sunt. Nu mă interesează, ai plecat, nu vreau să știu. Ok, nu sunt. Bine și gata. Bine, te aștept. Hai. Dacă nu ești bine, cu atât mai rău, vino cu. Ce? Vino cu asta vorbim, dacă cu atât mai mult nu ești bine. Ce ai făcut? Nu am făcut nimic, că a plecat, mă întreb de ce e supărat, pleacă și plânge. Haiuța! Ce vrești? Îmi deschizi ușa? Nu. Hai că intru la tine. Nu. Adi! Nu. Lasă-mă să intru la tine. Aia! Ce vrei? Lasă-mă să intru la tine. Imediat. Ha? Adi! Ce vrei? Să vorbesc cu tine. Ce ai? Nimic. De ce plângi? Așa. De ce așa? Ce ai? Nimic. Cum așa dintr-o dată nimic și plângi? Nu plâng. Mă, ce, de ce ești supărat? Doamne, omule, zic că nu sunt. Și de ce pleci plângând? De ce pleci plângând? Ha? De vezi că pe ce sunt. Nu știu când, dar din trio ăsta de prietenie, aia iese cel mai nasol. Are cel mai mult de suferit. Asta e. Adevărat, dacă mă interesează. Da, mă, dar știi care e? De fapt, problema sau manevră, așa e că știi, la tine în curte nu te uiți. Dar când judești, tu ești prima, care n-ai o experiență de viață, n-ai experiență de relație, n-ai absolut nimic. Înțelegi? Toate le trăiești acum, pentru că până la puterea dragostei, el a terminat clasa 8-a. Și vii aici și vorbești de parcă ești atot știutoare și tu și gagicul tău care și ăla, săracul. Înțelegi? Asta e. Zece întâmplări ciudate și o minune. Bine,
Și-am adus în casă 10. Asta e că Mariana s-a dus în altă parte, nu s-a dus după aia. De ce să vorbim? Hai să vorbim. N-am ce. Haide. Nu vreau. Haide. Ia ce vorbește și stresează-te cu toți. Implică-te pentru toți. Și dă-ți interesul mai tare pentru toți. Eu cu tine pe conexiunea asta n-am să mai vezi. Vorbește ăsta! Am ieșit afară, strigi, dacă vrei să vorbești. Păi dacă vorbește omul ăsta, nu l-am să vorbească și pe el. Aici nu strigi, dacă vrei să vorbești, vorbim cu aceeași tot. Dacă tu crezi de noi că am avut timp să stăm amândoi, doar noi doi, și să se întâmple anumite lucruri între noi, înseamnă că și voi ați avut timp pentru că și voi ați fost acolo. Înseamnă că tu ești prea p***, gândești așa. Îmi pare rău, ești prea p***. Auzi, dar tu cumperi haine pentru femei? Era o doamnă mai blonduță și mai înaltă. Putea să fie și mai scundă, eu nu mai amintesc. Ăsta n-a recunoscut nici cu... Era Maria. Nici cu camera, cu el în față. Credeți că recunoaște acum, domnișoara? Nu cred. Este un teatru ieftin pe care ea și el îl face, iar eu nu comentez teatrurile. Încearcă din nou să-și acopere gunoiul pe care ei îl au în relația lor. Asta fac ei. Du-te de aici, du-te. Vezi că râzi. Vorbesc prost dacă nu te dai de aici. Lasă-mă că n-am chef. M-ai enervat, deci tot du-te de aici. Ce să mă lăsăm? Du-te. Ce să mă lăsăm? Te rog frumos, deșeasă-mă să mă cam vegan. Ce sunt ieșirile astea? Ha? Te întreb și eu așa, că idei. Te-am întrebat ce ai. Ai zis ceva? Ce? Ai zis ceva? Doamne, ferește. Nu. Nu, nu de ce crezi? Nu. Nu. Mă? Puncte, puncte. Ce mai pot? Ce mă? Dacă nu spune unde să știu, dacă nu ghicesc în stele. Nu știu. Te-am zărat și eu. Exemplu Gale, exemplu Luni, exemplu Marți, câte mai vrei. Ce anume? Ei, du-te de aici. Lasă-mă. Păi explică și mie, păi explică clar. N-am ce să explic. Nu faci pe prostul că nu mă impresionezi. Păi nu te înțeleg. Nici eu nu mă înțeleg. De ce e supărată aia? Nu m-am trezit bine. De ce ai plâns? Din cauza muzicii. Alta pe listă. Eu și aia, păi da. Chiar te dă mână cu Aurora, auzi? Pe bune vorbesc. Trăim, de ce ai plâns? Ce s-a întâmplat? Noi trăim prin muzică, măi, norocel. De la muzică. Toți concurenții. S-a întâmplat, s-a întâmplat ceva între voi? Nu. Ești curios, norocel? Deloc. Nu s-a întâmplat nimic. Ești tristă. Hai, am ascultat și eu muzica norocel. Și de aia. Te-a dus cu gândul la postul, cred. Ești tristă aia. N-am avut niciun ceva. Post. Norocel. Te zic mai bine să spui. Nu sunt. De ce ești trist? Decât să ascunzi treaba asta și să lași lucrurile nelămurite? Ce? Să zic ce? Mai bine ar fi să spui de ce ai ieșit plângând, de ce ești trist. Ai fața tristă. Ai fața foarte supărată. Nu ai, sunt supărată. Ai scăpat una, a doua, nu mai scăpa, gata, că nu-i bine. Una, a ajuns, nu mai scăpa, gata. Ce să scap, Codruț? Nu mai scăpa o ceartă în emisiune, Doamne feri, nu mai tu, aia. Da, nu mai desează dacă scap sau... Nu mai scăpa, că noi voi nu trebuie să scapi. Trebuie să țin tine. Ceva se întâmplă între voi. Că se întâmplau la mine de-astea, vă bucurați. Da, când se... Că Andrei, când se... Nu e real, la voi e teatru. Când se întâmplau... Păi asta urma să zic, când se întâmplau la mine de-astea. Era teatru. Prea mare compatibilitate. Da. Ce să facem? Auzi când se întâmplau la mine de-astea și Maria ieșea plângând și după se întorcea zâmbind. Era teatru, exact ce face și iubita ta.
Ce-am făcut eu? Da, idee, râd de cioc de oală spartă. Nu știu cum să spun, dar e mare diferență. Îmi pare rău, ai și plângând, acum râdeai. Am ieșit plângând, dar nu cu Marinescu, nu cred că l-am înjurat pe Andrei și că l-am făcut cu o școțe, da? Am ieșit plângând, am revenit, mi-am revenit și gata. N-am făcut teatru, n-am făcut nimic. Da. Așa de repede ți-ai revenit? Așa că nu ai ce să păi dacă ai sentimente reale, n-ai cum să-ți revii așa de repede. Te țin o zi, două, trei, patru, săptămână, o lună, suferință, plânsete. Da, mă ține pe voi. Ce suferință să mă țin dacă sunt împreună cu Andrei? De ce să sufăr? Ce să fac? Hai, la mine se comentează. Vorbești prostii. Uite că nu suntem interesați de voi. Nu-i nimeni interesați de voi. Faceți ce vreți voi. Dacă vreau să fiți interesați, era stălniștit. Da, când eram în impostat. Da, când eram în impostat asta. Dar nu asta, sunt genul să stau să mint lumea de acasă, nu știu cum. Când eram mai zăpăcit cu lumea pot de acasă. Păi, dar nu pot să fac așa și să mint lumea de acasă, nu pot. Da, vezi că tu vorbești lumea de acasă și băiatul îți freacă mâinile acolo și vrea să te ia în brațe, ca idee, așa. Nu știu care cum. Baia. Marinescu e deranjat că nu se pune presiune și pe voi cum s-a pus pe el cu Maria. Păi nu, mă, că n-are cum se pune presiune, spui... că este neinteresați. Păi da, stai puțin, că te-ai băgat. Nu interesează pe nimeni de aia și pe Andrei despre ce vorbim. Da. Adică dacă făceam teatru pe care îl făceați voi, stai liniștit că îi interesau. Mă refer la lumea din casă, nu înainte. Pe mine unul mă doare în 14, știi, adică n-am. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.